Poftim? Eu v-am spus care sunt regulile. De antrean în cei de instanță. Sunt regulile impuse de președintele instanței. Dar eu invoc un drept fundamental. Eu vă înțeleg. Noi avem ordinul președintelui. Cazul când eu am să încalc, pe tot ați fi pedepsit. Ordinul nu poate să încalce niște drepturi fundamentale. Dar dumneavoastră aveți drept să puteți stați ordinul președintelui. Dar nu sunteți de acord. Cunoașteți mai bine că nu este regulile. Dar asta e din ea, Vlad. Nu că noi vrem. Asta procesul ăsta se amână de... Procesul ăsta se amână de ani de zile și monitorizăm. Vrem să ne asigurăm că merge conform legii. Nu vă explicăm, dar nu sunteți participanți, eu vreau să părăsiți instanța. Vă rog frumos. Vă rog să începeți ședința. Neastră dacă o să vă opuneți, o să nu vreți chem pe legii. Ok. Așa sunt trebuie pentru toți, nu e numai doar pentru dumneavoastră. Eu vă rog, nu stați în ușă. Dacă nu sunteți participanți, părăsiți instanța. Nu știu că eu mama lui. E Marta. Mama Serioare. Al cui mamă? Al lui Gheorghețe Serghei. Noi nu cunoaște, sunteți mama lui. Păi de ce nu începeți ședința să aflați? Să aflați cine sunt oameni? Cum i-au lungați pe toți? Cum vreți să faceți ședință fără ca să știți cine participă? Cine participă în proces? Dumneavoastră vreți să ne ascultați până la urmă. Vreți să ne certăm. Dumneavoastră de asta. Este un ordin al președintelui care interzice, că fie duce jos. Invită participanți cu formuliste. Cine nu este participant, nu intră în sedi instant. Eu nu știu cum ați intrat. Probabil persoana la primul etaj nu era. Era. Nu, dumneavoastră e... Dar mie m-a chemat, am spus, o să zicem sus. Dumneavoastră cine v-a chemat? Nu știu, eu? Nu știu, una tici, una tână, dar eu... Nu, prefer cum v-a chemat, corect? Eu nici nu cunosc cine sunt. Ea. Nici nu cunoașteți cine, dar sunteți sigur că nu a chemat. Eu când o luat copilul, eu eram cu Serioara. Eu nu mă întâmplat, în fara ședință nu discutăm lucruri care... Când o luat copilul, eu eram acolo de la început până la urmă. Că dacă sunteți mari, tot trebuie să părăsiți sala. Eu v-am înțeles. Părăsiți sala, dar sunteți mari. Eu n-am să vă convinc, așa e să părăsiți sala. Eu vreau să asist. Dumneavoastră știți să regulă și urmă. La începutul ședinței prezentați instanța, prezentați părțile și după aceea opresc filmarea, sigur. Noi deja nu suntem la... Ați zis că suntem în afara ședinței, i-a spus femeie că suntem în afara... Și când continuăm nu trebuie să prezentăm instanța și dosarul? Nu, ok. Domnul avocat, dacă vreți să faceți și nu știu.
Da, m-am chestat, dar pe un faptul că n-am avut acces la cauza contravenționalului permisului gestiunea dumneavoastră, pentru ziua de asta am putut mandatul de acordare strict de publici, poate merg foarte bine să am de a face întâlnit pe cauza administrativă, pentru o altă dată, pentru a fac mântință cu toate materiale de cauze, de vedeți la procesul de toate părinte. Mulțumesc. Instanța nu poate întrebi dreptul la parare, că îți va poate chiar în cap, doar urmează ședința viitoare, deja să-ți pregătiți, nu puteți solicita un alt chiar. Este clar. Pot și nu stângă. Când ați început ședința, din contră, o amânați. Noi suntem la ședință. Poate dumneavoastră nu știți trebuie, nu suntem la ședință. Poate nu știu. Noi puteți participa, nu cunoaște cum e vreodată. Și am puteți deja ședință. Suntem la ședință și cu de pe tot și nu. Uite, și-am fost altă idee. Ce? 7 decembrie, 8 decembrie. Deși de când e mandatul, domnul avocat? N-ați avut timp să vă pregătiți? Nu cumva tergiversați? Intenționat? Dar ce sunteți? Cetățean. Cetățean? Da. Coleg Brega de la Curaj TV. Care aici, poate veniți să mă bateți. Eu nu am. De ce nu v-ați pregătit? Ați venit nepregătit la judecată. O să luați acum dosarul măcar de data asta să veniți pregătit. Sau 7 decembrie o să veniți iară cu pretext. Doamna avocat, dar vă descalificați așa profesional. Cine vă mai angajează ca avocat dacă nu veniți pregătit la ședință? Sau sunteți specializat pe tergiversarea dosarelor? Asta e treaba mea, să găsesc incompetenți sau impostori. Eu cam dată văd că am dat peste dumneata. Nu vrei să vezi dosarul, ai zis că ai de pregătit. Nu.